Da, se vede calea ferată, depou, o echipă de cartier, o echipă marginașă, o echipă care încearcă pe cât posibil să facem niște lucruri adevărate în fenomenul ăsta fotbal. O echipă sărăcuță, ce să mai. Antrenorul aveți pe Jerry. Eu pune motanul lui Tom. Dacă ar juca Jerry, aș zice că poate am produce vreo surpriză, dar deocamdată sunt jucătorii. Noi sperăm să, cel puțin, să ținem pasul cu Steaua. E un meci greu și pentru ei, nu așa cum aud că, de fapt, cum s-a întâmplat și la Unirea Urziceni. Ați văzut ceva, cea mai mare surpriză care nici nu mă gândeam. Nici cele mai frumoase vise că o să fie învinsă de Unirea Urziceni la Urziceni. Aveți ceva din CFR Cluj, Universitatea Craiova și Gazmeta Mediaș? Am purtat trei nume. A, denumiri asemănătoare. Gaz, metan, gaz, metan, CFR, CFR, ei se joacă acolo, sunt în Liga 1, noi suntem în Liga 2. V-am spus, pentru mine cel mai important meci e cel de la Alba Iulia. În restul, o să facem tot posibilul să ieșim cu fruntea sus și după meciul cu Steaua. Din da, și pe public, va fi și intrarea, eu știu, prețul. Da, prețul va fi, odic, pentru că facem la limita, deci 5 lei, că nu putem să facem mai mult, pentru că nu vine nimeni de atâta sărăcie în România, că nu poate să-și mai permită să mai plătească bilete pe un oblemen. Dar nici nu putem să facem sub 5 lei, pentru că nu ne dă voie, eu știu, regulamentul. Poți să lăi bilătarele joi noaptea, în depo, la depo? Păi dacă ar fi o victorie, vă dați seama cât de... Chiar că am venit înapoi aici la depo, pentru că mai avem puțină verdeață, mai avem niște pompe aici. Dar eu totuși sper să fie un joc bun, făcut de echipa noastră. Contra, v-am spus, una dintre cele mai bune echipe din România. Apelați la prieteni să primenteze primele în RAS, în... A, nu, niciun caz. N-are nicio legătură RAS ce se întâmplă pe depo. Nu. Aici sunt alte, să joace băieții și vin și primele. Sunt grase? Păi depinde, tragem de acolo să vedem după victorie cât primim din partea federației și mai supunem pentru cineva.